Bine v-am găsit, e timpul știrilor și emisia primului postnistrean de televiziune este continuată de redacția moldovenească. Iată care sunt principalele teme de referință. Vladu Băsari se pregătesc către marcarea jubileului de 220 de ani din ziua schimbului ambasadorilor Rusiei și Turciei. Noul prezidiu al Uniunii Moldovenilor din Nistrenia a discutat cu colaboratorii Universității de Stat Nistrenia despre învățământul superior în limba moldovenească. Cum au fost gratificați la Bender gimnaziștii învingători ai concursurilor, olimpiadelor, competițiilor ce au avut loc pe parcursul anului de studii. Astăzi la Odessa a luat start runda ordinară de consultații Informatul 5+2. Este deja a doua ședință permanentă în cadrul președinției Ucrainei în OSCE. Întrevederea va dura două zile, 23 și 24 mai. Participanții consultațiilor planifică să discute un complex de întrebări social-economice, în particular tema deplasării libere și demontării funicolorului de la Râbnița. Astăzi a avut loc sesiunea Sovietului Suprem. În agenda au fost incluse mai bine de 60 de întrebări. Printre primele a fost examinat pachetul de proiecte de lege privind împuternicirile Sovietului Suprem și Guvernului, întrebările de etatizării și privatizării. La fel a fost adoptată legea despre frontiera de stat. După cum au menționat înșiși deputații, o asemenea lege este foarte necesară pentru Republica noastră. În afară de aceasta, aleșii poporului au discutat și decizia Consiliului de Stat de pe lângă prezident despre transferarea Sovietului Suprem la Bender. Reamintim, ședința Consiliului de Stat a avut loc la 16 mai. Atunci s-a menționat că aceasta e necesar pentru consolidarea statutului orașului în condițiile agravării situației în zona de securitate. La 4 iunie în orașul Dubăsari va fi marcat jubileul de 220 de ani din ziua schimbului ambasadorilor Rusiei și Turciei. Pentru această zi este prevăzut un vast program teatralizat și concertistic. Vor fi invitați oaspeți din republicile vecine. Până în ziua semnificativă a rămas puțin timp. Recent a avut loc ședința membrilor comitetului organizatoric. Schimbul solemn între ambasadorii Rusiei și Imperiului Otoman a avut loc în luna iunie 1793. S-a produs evenimentul la mijlocul râului Nistru, lângă micul orășel provincial Dubăsari. Aceasta este una din cele mai semnificative pagini în istoria localității. Autoritățile raionului au hotărât că jubileul de 220 de ani de la semnarea tratatului de pace între ambele părți urmează să fie marcat la un nivel cuvenit. Majoritatea activităților vor fi desfășurate în parcul local de odihnă. Pe teritoriul parcului deja este instalată scena pentru concerte. Colaboratorii rețelelor electrice de est desfășoară lucrările de iluminare și reparația transformatorului local. Un mare volum de muncă urmează să execute și colaboratorii gospodăriei comunale. Timp de mai bine de 20 de ani, în parcul dat nu s-a făcut nimic. Dubăsărenii care locuiesc alături pășteau aici vitele. La moment sunt curățiți de crengi uscate copacii, reînnoite trotuarele. Deja este instalat monumentul de granit unde vor fi înscrise cuvintele consacrate acestei date semnificative. Se planifică să fie invitați la sărbătoare ambasadorii Federației Rusiei și Turciei. Oaspeții și locuitorii vor viziona scena semnării tratatului de pace între ambele țări, ce a avut loc în 1793. Activitatea va fi desfășurată la mijlocul râului Nistru. În afară de aceasta, în parcul ce deja poartă numele energeticienilor, vor fi organizate curți naționale. Aici își vor prezenta lucrările meșterii locali. Vicepreședintele Guvernului Natalia Nikiforov împreună cu delegația de reprezentanți ai Organizației Necomerciale Autonome Rusiei Integrarea Euroasiatică astăzi s-a deplasat cu o vizită în raionul Râbnița. Dimineața ei au vizitat stația de salvare, au examinat sediul și parcul auto al serviciului. Întregului raion revin doar 4 mașini de urgență. În scurt timp aici este așteptată renovarea parcului, un nou reanimobil. La fel, delegația a vizitat Spitalul Raional Central și clădirea în care planifică să fie dezlocat staționarul de tuberculoză și dispensarul pentru 25 de locuri. Mai detaliat despre vizita delegației în următoarea ediție informativă. În raionul Râbnița sunt mai bine de 13.000 posesori de cote. Reînregistrarea deja a înfăptuit-o 50% din ei. Despre aceasta s-a vorbit la ședința Comisiei Interdepartamentale care a avut loc recent. Reamintim, termenul de concretizare a listelor utilizatorilor de pământ din ramura agricolă este continuat încă pentru o lună de zile. Situația cu crearea noului registru al posesorilor de pai în raionul Râbnița nu este simplă. În afară de reînregistrarea persoanelor ce dispun de certificatele date, sunt mulți doritori care vor să o formeze documentele necesare pentru dreptul la moștenire.
Un număr mare de persoane vor forma moștenirea, de la 2 până la 3.000. Conform datelor noastre, acești oameni încă nu s-au adresat pentru a face reînregistrarea, dar ei dispun de certificatul cuvenit și au dreptul să facă acest lucru. Din cauza multor adresări de oformare a documentelor privind dreptul la moștenire, notarii de stat de la Râbnița nu reușesc să-i recepționeze pe toți doritorii. Șefilor administraților locale le-au propus din timp să prezinte documentele necesare în oficiile notariale. Specialiștii remarcă că acest fapt va accelera procesul. Controlarea tuturor amănuntelor și înregistrarea dosarului de moștenire ocupă o oră pentru o persoană. Dar dacă se adresează 100 de moștenitori în zi, este un lucru nereal. A fost sonarizată propunerea de a organiza în sate recepționări mobile ale notarilor care vor reduce rândul. La ședință a mai fost menționat că nu toți posesorii de pai se grăbesc să se reînregistreze în termenele stabilite. Șefilor administraților de stat le-a fost trasată sarcina încă o dată să explice populației situația. S-a remarcat că cei care nu vor fi incluși în baza informațională în termenele cuvenite vor putea achita taxa de pai numai prin intermediul judecatei. Noi nu îi limităm în termene pe toți oamenii, deoarece cineva a plecat după hotare, cineva este bolnav, trece un curs de tratament. Ar fi de dorit ca mai mulți oameni de la bun început să fie incluși în listă, pentru ca mai târziu să nu ne încadrăm în procese judiciare. În satul Ploti, raionul Râbnița, în 1998, au primit certificate circa 780 lucrători ai gliei. S-au reînregistrat doar o jumătate din ei. Primarul satului speră. Ei vor reuși să formeze listele tuturor posesorilor de pai în termen, pentru ca să primească o achitare legitimă. Oamenii au o atitudine pozitivă față de problema dată. În satul nostru, posesorii cotei au primit certificatul dat încă 15 ani în urmă, însă taxa pentru pai nu a fost achitată niciodată. În anul curent, în Istrenia a fost introdusă taxa pentru pai în sumă de 21 niveluri de calcul al salariului minimal, adică 147 ruble la un hectar. În așa fel, achitarea anuală a posesorului certificatului dat constituie 60 dolari. La Dubăsari sunt lichidate consecințele furtunii. Ploaia cu grindină a început la orele 16:30 și a durat până la orele 17 în ziua de ieri. Viteza vântului a constituit aproximativ 15 metri pe secundă. Drept rezultat, pe unele case a fost deteriorată ardezia, smulși 4 copaci lângă clădirea secției afacerilor interne. În oraș și raion a fost deconectată energia electrică. La lichidarea urmărilor calamității naturale și-au adus aportul colaboratorii gospodăriei comunale a rețelelor electrice de est detașamentului de salvare local. Principalul că în urma furtunii nu sunt înregistrate jertfe omenești. Cel mai mult a suferit satul Comisarovca Nouă. Pe un șir de case a fost deteriorat acoperișul. La moment este concretizat numărul lor, smulși cu rădăcină, 2 copaci. Mișcarea între localitățile Comisarovca Nouă și Crasnei Vinogradar este destul de grea. Colaboratorii detașamentului de salvare eliberează drumul de crengi și gunoiul adus de apă. La orele 9 seara, orașul și raionul Dubăsari a fost conectat la energie electrică. La moment, în localitate, continuă lucrările de lichidare a consecințelor furtunii. Moldovenii din Istrenia și-au expus dorința de utilizare a limbii materne în egală măsură cu celelalte două limbi de stat. Despre aceasta s-a vorbit ieri la ședința noului prezidiu al Uniunii Moldovenilor din Istrenia cu colaboratorii Universității de Stat Nistrene. Tema ședinței a fost moldovenii în procesul de studii la Universitatea de Stat Nistreană. La ce rezultate a adus discuția și care sunt planurile pentru viitorul apropiat, a aflat Elena Baeș. Limba cu statut constituțional trebuie să funcționeze în Republică în egalitate cu celelalte două limbi. Cu aceste cuvinte a început discursul său președintele Mișcării Obștești Uniunea Moldovenilor din Nistrenia, Valerian Tulgara. Și numai în comun cu Universitatea de Stat Nistreană, cu autoritățile, vor fi editate cărți și manuale în limba moldovenească, vor fi realizate activități de dezvoltare a limbii și culturii moldovenești. Despre aceasta s-a vorbit și în cadrul Congresului 7 al Uniunii Moldovenilor, unde Mișcarea Obștească a pregătit o adresare către Prezidentul Republicii în care se cere elaborarea unui program de dezvoltare a limbii moldovenești pentru următorii 10 ani. Fiecare măsură care este petrecută în țara noastră, din numele Uniunii Moldovenilor, scopul cel mai principal ca noi să facem tot ca să ne păstrăm limba, să păstrăm cultura, să ne păstrăm tradițiile. Pentru aceasta, susține vicepreședintele Uniunii Moldovenilor, Galina Gurski, este nevoie de a crea o comisie specială de stat. În cel mai scurt timp avem nevoie de o comisie de stat
pentru distribuirea tuturor funcțiunilor de a dezvolta limba noastră în mistrenie. Problema dezvoltării moldovenului limbii. Problema dezvoltării limbii moldovenești în Republică se referă nu doar la Uniunea Moldovenilor, la Universitatea de Stat, ci și la organele puterii de stat, care ar trebui să asigure ajutorul necesar în susținerea acestei dezvoltări. În primul rând, un astfel de organ este Ministerul Educației, care mai activ ar trebui să se implice în toate procesele de activitate și dezvoltare a limbii moldovenești. În ceea ce privește învățământul superior, apoi aici, în limba moldovenească, învață acei studenți care, în primul rând, doresc să studieze în limba maternă, iar în al doilea, în caz de statul are nevoie de astfel de specialiști. Noi anual includem în cifrele de control al planurilor de admitere locuri bugetare în conformitate cu comenzile angajatorilor. Din această cauză, deseori mi se adresează întrebarea, de ce în limba moldovenească se dezvoltă practic numai specialitățile pedagogice? De ce nu sunt grupe moldovenești la medicină, la economie, la juridică? Răspunsul este unul, trebuie să existe necesitatea în aceste cadre, apoi vor fi deschise grupe. Viitoarea ședință a Prezidiului Uniunii Moldovenilor, deja cu participarea serviciilor de informare în masă și cu directorii de școli, potrivit organizatorilor, va avea loc curând în oficiul ziarului Adevărul Mistrean. Tradițional, la finele lunii mai, la Bender, în incinta Palatului Orășenesc de Cultură, gimnaziul numărul 1 desfășoară ceremonia de gratificare Ploaia Stelelor. Pe parcurs sunt menționat gimnaziștii învingători ai concursurilor, olimpiadelor, competițiilor ce au avut loc pe parcursul anului de învățământ. Pentru început a evoluat detașamentul biruitorilor concursului republican Tânărul Patriot al Nistreniei. Membrii lui, manifestându-se excelent la etapa republicană a concursului, i-au adus victorie orașului natal pentru prima oară în ultimii 8 ani. Irina Lagutenkov a fost gratificată în mai multe nominalizări, pentru participare la activități de ordin republican și orășenesc, de asemenea pentru biruință în concursul internațional Lingvistică pentru Toți, desfășurat în orașul Moscova. Noi gimnaziștii ne mândrim unii cu alții, căci suntem o familie. Pentru mine această activitate este ultima. De aceea sunt fericită, însă simt și tristețe. Am emoții, căci îmi au rămas bun de la gimnaziu. Gimnaziștii au fost gratificați în total în circa 400 de nominalizări. Părinții lor au organizat un parteneriat necomercial, Viitorul Luminos, care își pune drept scop dezvoltarea învățământului și susținerea lui în această instituție de învățământ. El este și inițiatorul gratificărilor. În anul curent am participat la multe conferințe, atât peste hotarele Republicii, cât și la Bender, Tiraspol, la limba rusă, etnografie. Sunt mândră și fericită că străduințele mele sunt apreciate. Pentru dezvoltarea potențialului creativ al copiilor noștri, în instituția noastră de învățământ sunt create toate condițiile necesare. Tindem să educăm personalități multilateral dezvoltate. Pe parcurs au fost gratificați nu numai gimnaziștii, ci și pedagogii, căci fără truda și străduințele ultimilor, discipolii lor n-ar fi obținut rezultate atât de frumoase. Istoria Nistreniei așa cum este ea, de la crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești și până la lupta pentru suveranitate și independență. Astăzi, 23 mai, în emisia primului post nistrean de televiziune, în locul programului V Centre, va fi pus pe post filmul documentar al lui Dmitri Plehanov împreună cu Rusia. O relatare despre evenimentele reale, însoțită de comentarii ale diplomaților și istoricilor. A fost sau nu teritoriul Nistreniei o parte adevărat moldovenească? A existat un conflict etnic în Republică și cum se vor dezvolta în continuare relațiile cu Rusia? Toate acestea în filmul documentar împreună cu Rusia la 20 și 10 minute la Primul Nistrean. Iar mâine la Primul Nistrean va fi pus pe post programul analitic al lui Eugeniu Dimitraș, Reparație Europeană. Cum să intre în Uniunea Europeană când ea înși și-a obosit de atâta extindere? Și poate fi oare păstrată puterea când ea alunică din mâinile Alianței de Guvernare? Despre toate acestea mâine la 21:00 la Primul Nistrean. Atât pentru această ediție. O seară frumoasă în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine 24 mai se așteaptă înnorări variabile. Pe alocuri va ploua slab, furtune. Vântul va sufla din vest cu viteza de 7-10 metri pe secundă, cu intensificări. Valorile termice vor indica noaptea la nord, plus 13, plus 15 grade, ziua plus 23, plus 25. Noaptea în capitală, plus 14, plus 16, ziua 24-26 de grade căldură.